Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ancient. Astăzi am venit la sală pentru a vorbi cu Adriana despre celulită. În primul rând, bine te-am găsit, Adriana. Bine v-am găsit și mă bucur că ați venit la noi să discutăm despre acest subiect. Adriana, am venit cu un scop foarte, foarte clar, să le ajutăm pe doamne și domnișoare, în special să afle dacă putem scăpa definitiv de celulită. Se poate? Da, putem scăpa de celulită. Mai exact, celulita este o caracteristică a femeii și nu o afecțiune. Ea se datorează dezechilibrului dintre estrogen și progesteron. Unele femei o au mai evidentă, altele mai puțin evidentă. Mai exact, 90% dintre femei au celulită, 10% sunt extraterestre și nu au. Dar da, se poate scăpa de celulită. Totul constă într-un echilibru, atât alimentar cât și prin mișcare. Asta însemnând să avem grijă la alimentație, să evităm produsele procesate, zahărul rafinat, să mâncăm cât mai multe salate, legume, fructe proaspete, mai ales că acum e sezonul de vară. Dar în același timp nu trebuie să evităm și mișcarea. Sport. Sport, foarte mult sport. Prin asta putem să o stopăm. Dar putem să apelăm și la tratamentele anticelulitice, care ajută într-o oarecare măsură. O stopează, tonifiază pielea, o hidratează sau, dacă vrem să apelăm la mijloace mai puțin costisitoare, putem să folosim clasica crema anticelulitică, care o găsim și în hipermarketuri și ajută. Arată pielea mai tonifiată, o hidratează și ne ajută. Dar trebuie să menținem un echilibru, atât să avem grijă la alimentație, mișcare și să hidratăm pielea, să bem multe lichide. Hai să le luăm puțin pe rând. Vorbește-ne, te rog, întâi despre alimentație. Bun. Carbohidrații, însemnând, mă refer la cartofi, da? Evităm cartofii prăjiți în mult ulei. Pastele făinoase. Putem să mâncăm paste, dar haideți să apelăm la pastele integrale, care sunt mult mai sănătoase decât cele clasice albe. Mâncarea în mult ulei, făina. Trebuie să mâncăm cât mai sănătos, mai ales acum că e sezonul de vară. Hai să mâncăm multe legume. Nu doar salată, fierte, la grătar. Carne, chiar și carne, dar nu prăjită. Evităm uleiurile. Chiar trebuie să consumăm 2 litri de apă pe zi? Asta cu 2 litri de apă pe zi, fiecare specialist are părerea lui. 2 litri de lichide ar fi cel mai indicat. Nu toată lumea poate să consume 2 litri de apă pe zi. Asta înseamnă să te forțezi și să te umfli ca un balon. Încearcă să bei cât poți, dar să fie 2 litri de lichid. Asta însemnând și apă, și ceai, și o ciorbă. Ciorba tot este lichid. Bun, știm că trebuie să mâncăm sănătos, știm că trebuie să consumăm 2 litri de apă pe zi. 2 litri de lichide, cum spuneai tu. Ne arăți puțin, dacă vrem să scăpăm de celulită, cam ce mișcări ar trebui să facem? Pentru că mă gândesc că sportul este parte foarte importantă din acest proces. Un prim exercițiu ar putea fi genuflexiunile clasice sau squat-urile, cum le întâlnim în sala de sport. Putem să executăm 3-4 serii, câte 15-20 de repetări. Jos. Inspir, inspir pe coborâre, expir pe ridicare. În al doilea exercițiu pot fi pandările clasice. În față, în spate, lateral. Acum vei executa pandările în spate. Vreați pe ceva. Thank you.
principal și va intra și rețierul. Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru exercițiile pe care le-ai executat. Cu mare drag și vă mai așteptăm. Tu faci parte cumva din categoria extraterestrelor care nu au deloc celulită? Nu, cu siguranță nu. Am și o celulită, dar am grijă să nu fie vizibilă. Am testat tot felul de și masaje, dar am ajuns la concluzia că cel mai bine să menții un echilibru alimentar și să nu eviți mișcarea. Cam câtă mișcare faci tu în fiecare săptămână? În fiecare zi, chiar și în weekend. Îmi place și să alerg foarte mult, particip și la semi-maratoane, deci cumva să zic că mă ajută. E bine de știut. Oricum îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai arătat astăzi. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși, iar noi, fetele fără celulită.